La sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, mănăstirea de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud, situată în pasul Tihuța la cota 1200, și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram la altarul de vară al mănăstirii Piatra Fântânele. Ierarhul i-a felicitat cu acest prilej pe tinerii participanți la slujbă. Rugăciunile Maicii Domnului și atunci și acum sunt eficiente pentru cei ce se roagă și muncesc. Rugăciune și muncă, muncă și rugăciune, așa cum spune Sfânta Evanghelie de la praznicul nașterii Maicii Domnului. Acum, dumneavoastră, cei mai mulți ați citit pe calendar că anul acesta a fost dedicat de către Sinod pastorației părinților și copiilor și filantropilor ortodoxi români. Și atunci, dacă a fost dedicat anul acesta pastorației părinților și copiilor, de bună seamă că insistăm ca părinții să-și învețe copiii să se roage și să muncească. Să-și învețe copiii să se roage și să muncească. Tare ne bucurăm când îi vedem pe copii împreună cu părinții la biserică. Și cred că și dumneavoastră vă necăjiți când vedeți că sunt și biserici în care media de vârstă este foarte înaintată. Avem în fața lui Dumnezeu datoria de a ne crește copiii în frica lui Dumnezeu. Și pentru lucrul acesta ne rugăm Domnului Hristos și Maicii Domnului și acționăm rugă și muncă. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele este așezată la cota 1200 în pasul Tihuța. Biserica mănăstirii a fost construită în anul 1928. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud se remarcă nu doar printr-o istorie de aproape 100 de ani, o istorie monahală neîntreruptă, nici măcar în perioada comunistă, chiar dacă au existat și aici greutăți, ci și cel puțin prin încă două aspecte. Primul dintre ele este o relație foarte frumoasă și fructuoasă pe care mănăstirea de aici, maicile de aici, o au cu câteva organizații de tinere din Germania, o relație începută în urmă cu aproximativ 25 de ani și care se continuă foarte fructuos. Aici au avut loc la mănăstire mai multe tabere de lucru mixte germano-române, în special cu tineri, și pe anumite perioade de timp, aceste persoane, de obicei până la 40-50 de persoane, ajutau timp de două săptămâni mănăstirea la tot ceea ce era nevoie. Mănăstirea fiind în construcție, firește că avea nevoie și de mână de lucru. Dar dincolo de aceasta, ceea ce s-a realizat cu acești oameni a fost de fapt niște relații foarte frumoase care se păstrează, inclusiv prin corespondențe, așadar e o legătură de suflet. Atunci când germanii vin aici, practic ei participă la tot programul de rugăciune al mănăstirii și se îmbogățesc prin aceasta. Biserica din lemn a mănăstirii a început să fie construită în septembrie 1928, iar un an mai târziu, în noiembrie 1929, a fost târnosită.